Bună dimineața, băieți, facem vlog din skatepark din Tineretului. Am tricou pe mine. Cu băiatul ăsta cu tricou pe el deja. Ce brăzam, zici că sunt tractorist. Și astăzi nu știu ce vlog o să filmăm, dar o să filmăm un vlog. Nu știu ce, e cald rău afară, sunt 50 de grade. Gândiți-vă că abia am ajuns și deja noi transpirăm stând. Bă, în gura pungă, tu știi ce e? Adică am băut suc. N-au reclamă la astea, dar am băut suc și s-a încălzit în 5 minute de când am venit de la magazin până aici. Și l-am luat și pe ăla din spate ultimul, cel mai rece. Pe ambele, că am luat eu suc. Și degeaba. Și e cald rău. Și uite cât de gol e skateparkul. În cavaș gura voastră. Deci nu e nimeni. Bă, nimeni, bă. Bine, mai sunt câțiva copii pe acolo, dar în rest nu e nimeni. L-așteptăm pe Maur să vină, a venit și cu foca, dar s-a dus până la Tineretul, nu știu ce face acolo, dă pastile de alea de sală. Băi, de la schimb pastile pe sală. Gândiți-vă că am ieșit din casă și când am ieșit pe stradă, am vrut să pun o frână și neavând frâne, mi-era frică că dacă pun piciorul jos și târși, mi-era că mi-a focat Adidas. Se lipește talpa de asfalt. Bă, ca aia, ca în Arizona, mă, mergeau și se deslipeau talpa, așa se topea. Ma, bă. Azi avem challenge, îl bronzăm pe Kawasaki unul la mână, că da. Se dă fără tricou. Că eu mă dau mai cu tricou pe mine, că sunt handicapat. E tâmpit, nu știu ce are. E frică să scoată radiografia aia afară, e că intră soarele prin el. Și acum trebuia să bagi la partea aia când făceam așa. Rapt, pata, rara. Și acum l-așteptăm și pe Maur să vină. Deci, deocamdată stăm, că e cald rău. Și pe Macedon. Eu totdeauna m-am gândit, de ce n-am fost... Ia hai mă, Laisa, să luăm niște ouă. Și le prăjim. Da, nu, și punem două ouă pe o bancă de aia de metal. Păi bravo, mă, păi și nu se duce dracu banca. Că ce? Păi o să se ducă naibii totul, că o să cadă ouă prin trei calea la bancă. Vrei să ducem o tigaie? Stăm, deci stăm deocamdată. Ne gândim ce să facem. Până atunci dați și voi stop la video și scrieți în comentarii idei. Ce negru e sticla asta? Tu ce negru e aici? Nu știu dacă se vede pe camera. Nu cred că se vede pe camera. Bă, dar ce negru e? Zici că i-am dat foc. Bă, ce asta? Revenim că e cald de mor și trebuie să ne revenim și noi puțin și după aia ne dăm. Mai filmăm, dar scrieți în comentarii. Am început să mă joc un game of bike cu Maur, că a apărut și el prin parc, uite-l acolo. Dar vorbește cu Kawasaki și trebuie să-i setez un dublu whip. Dar am zis să scot camera în caz că îmi rup picioarele sau în caz că l-aterizez, trebuie să l-am filmat pe vlog, nu-i așa focă? Și e și foc aici, în spatele camerei. Care abia avem de la Neversea. A fost tare, mai mergem. Sunt singurel. Trebuie să dai aia. Bă, ideea e că nu X-a prea nu e problemă, barci nu e problemă. La mine. Mamaie! A dat bar manual! Merge? Mai bagă unul. Mă, cum adică? Bă, ai dat bag manual. Bă, bă, merge! Era să mor la fiști, ești prost? Vorbesc, facem aici ori doi vlog. Setez lui Maur că v-am zis că suntem în Game of Bike, dar n-am filmat Game of Bike-ul, deci așa. Și n-ați mai văzut de mult pe vlog, dau și un back clip, că trebuie. Bă, nu mai fi mă așa pe bă, ia uite-l mă pe ăsta. Categoria B, scutere. Categoria B, scutere, da. Scuter. Îți dau un flip mă, dar... Dar nu știu dacă îl dau aici, îl dau la ăla. Da. Dar în partea cealaltă. E ciluț. E ușor. Revenim. Maur! Nu mai vorbi, avem de filmat. Ești chemat pe platou. Da, bă, trebuiește la muncă. Ăsta e la muncă și în timpul liber. Violențe domestice. Nu mai dau, cam un coșe de plină. Piticul de grădină. Silvie, piticul de grădină, nu ia. Stai,
Stai mă că vorbește ăsta la telefon, nici nu pot să vă zic ce filmăm, dar trebuie să stați atenți pe challenge-ul de data viitoare, pentru că o să fie un challenge tare. Și Kawasaki știe deja ce zic, că știe planul, dar o să fie un challenge tare, așa că trebuie să stați. Și păr. Da, bă, vino, bă, mâncava-și gura voastră și ziceți-mi. Ce e ăsta, mă? Dă-l pe Dorel. Dă-l să-l iau. Mult detalii. Ia uite-l. Fernando! Da, mă, filmăm un challenge tare pe care l-ați mai văzut pe canal de 100 de ori, dar o să-l vedeți și anul ăsta, pentru că trebuie să-l facem în fiecare an, pentru că e o chestie super mișto. Nu mai am aer, revenim! Băi, știu că a fost un vlog scurt, un vlog care s-a terminat așa brusc și deodată, dar ideea este că noi am filmat după acest vlog, după cum v-am zis și mai devreme, un nou challenge, de fapt un challenge pe care l-ați mai văzut de atâtea ori pe canal și care v-a plăcut super mult, așa că sper că și de data asta să vă placă la fel de mult. Ideea este că nu am filmat foarte mult din sessionul de ieri, dar astăzi o să ieșim și cu Dănuțu, mă rog, pentru voi nu știu când o să fie asta, dar astăzi o să ieșim și cu Dănuțu, o să filmăm un session și cu el, poate filmăm un Game of Why cu el, poate, nu știu, o să filmăm un challenge mișto oricum, pentru că m-am gândit la o idee pe care n-am prea văzut-o sincer și dacă tot am filmat challenge-ul pe care l-am filmat și voi o să-l vedeți, o să filmăm și alte chestii, oricum pentru voi se întâmplă tot dubios, pentru că eu acum practic mă gândesc la challenge-uri și le gândesc cum să le facem, după aia ies afară, le filmez, dar acum fac outro pentru vlogul ăsta, oricum este complicat. Dați-le follow pe Instagram băieților, pentru că de fiecare dată îi mă ajută să fac cele mai tari vloguri pe BMX. Dați-mi follow și mie pe Instagram și Andronuț, acolo unde vedeți de fiecare dată când ies, unde ies, ce postez, ce va urma și ce vlog apare. Așa că puteți să scrieți idei în comentarii în continuare despre ce vloguri ați vrea să vedeți. O să facem vloguri și cu mașini și cu prezentări și cu o grămadă de tâmpenii. Oricum am multe idei în cap și trebuie să le pun cap la cap să văd cam cum o să iasă. Dar până atunci da subscribe canalului, multe like-uri, multe share-uri și follow pe Instagram, pe TikTok și pe toate platformele de social media pe care vreți voi. Ideea e că mai avem cam 2000 de abonați până să atingem pragul de 30.000. Așa că numai cu ajutorul vostru putem ajunge la cifra de 30.000 de abonați. Dați share prietenilor voștri și tuturor care vreți să se aboneze la canal, pentru că numai așa putem face vloguri mișto și vă mulțumesc tuturor că mă susțineți în continuare și că vă uitați la clipurile mele, deși nu am prea mai postat atât de des, dar am un plan să postez foarte des, să facem și live-uri, să facem multe, multe planuri, așa că, da, dați share, like, subscribe și ne vedem în vlogurile, tripurile, challenge-urile, car vlogurile și ce mai vreți voi data viitoare. Pa!